Apostolul Pavel, autorul a jumătate din cărțile Noului Testament, nu a avut privilegiul de a învăța la picioarele lui Isus. Totuși, el a primit o onoare neacordată celor 12 ucenici. A avut acces în cer, locul unde domnește Dumnezeu. În urma vizitei sale, apostolul a mărturisit că a auzit cuvinte pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Unele taine s-au adâncit. Scriptura spune că, într-o zi, se va sfârși taina lui Dumnezeu. În acea zi, Dumnezeu plănuiește să refacă planeta noastră și să o transforme într-un mediu perfect pentru viață veșnică, pentru iubire și bucurie. Noul pământ, refăcut din elementele purificate ale celui vechi, va fi spațiul în care Dumnezeu însuși va coborî să locuiască împreună cu poporul său. Cerul lui Dumnezeu, reședința lui, va fi mutată aici, iar moartea și suferința vor dispărea. De-abia atunci, marea luptă va fi încheiată și nu va mai fi păcat. Toate lucrurile, însuflețite și nensuflețite, vor declara că Dumnezeu este dragoste. Și El va triumfa veșnic. În acel timp, după cum scria apostolul Pavel, cunoștința va avea sfârșit și tainele se vor descifra. Lumea cea nouă va avea un potențial inepuizabil, cu belșug de bucurii și satisfacții extrem de mari. Oamenii vor avea opțiuni infinite pentru creativitate, dezvoltare intelectuală, cercetare și pentru aprofundarea minunilor universului. Cea mai mare plăcere va fi aceea de a-L onora pe Mântuitorul Isus. Atunci, cuvintele pe care creștinii le-au repetat în cor de veacuri se vor împlini pe deplin. Împărăția lui Dumnezeu va fi sosit pe pământ. Dumnezeu va crea un pământ nou sub ceruri noi. Istoria păcatului și a suferinței va înceta, iar împărăția lui Dumnezeu nu va fi nimicită niciodată și nu va trece sub stăpânirea unui alt popor.